Salut! Bine ați venit la Joia cu Patimurg, a.k.a. Mătușic de pe Twitch, în care postez video, mini-video eseuri, seria de mini-video eseuri, în care abordez subiecte doar într-o manieră mult mai scurtă și sâmbăta mi-o rezerv pentru video eseuri mult mai lungi. Și am văzut că ultimul video, cel cu Kirciu, a căpătat foarte multă atenție și a avut parte de promovare, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că am depus foarte multă muncă la acel video eseu și mulțumesc tuturor pentru că l-ați menționat pe Twitch, că l-ați promovat, l-ați dat la prieteni și așa mai departe, pe Instagram, la story-uri sau așa mai departe și chiar apreciez pentru că am depus foarte multă muncă la el și cred că se și vede. Multe scene din spate de obicei le postez pe Patreon, unde doar Patreonii mei văd cam ce se întâmplă în spatele unui video, care este munca din interior, din bucătărie și puteți să vă alăturați aici dacă doriți. Da, deci mă gândeam de multă vreme să fac video ăsta, The Car Could Never. Anyway, videoul de astăzi este despre mai multe lucruri, în special despre cum anumite valori neoliberale sau anumite norme de gen revin reiterate din nou în societate pentru a păstra o anumită ordine. Și ipoteza mea este că de obicei când se întâmplă lucruri mai macro, mai mari, la nivel economic, vin și foarte multe schimbări pe plan cultural ca să încerce să balanceze cumva faptul că un economic pușcă, de exemplu, capitalismul sau așa mai departe. Și atunci, anumite valori și principii sunt reiterate prin aceste discursuri de genul energie feminină sau coaching sessions sau cursuri de yoga sau de spiritualitate neoliberală sau așa mai departe. Normele de gen tradiționale în care există o separare foarte clară despre cine ce face, cine ce trebuie să aducă, sunt foarte stabilite. Și în special, capitalul este interesat să păstreze această idee de familia monogamă, care cu toții și cu toate cred că am auzit această zicală, cum că familia este nucleul societății. Și chestia asta nu este așa doar aruncată aiurea, ci capitalul prioritizează ca familia monogamă să existe, de preferat formată dintr-un el și o ea, care mai apoi să facă copii, adică să reproducă forța de muncă, care să creeze viitorii muncitori. Și în acest sens, am mai vorbit despre munca domestică în diferite videouri și menționez munca domestică ca fiind importantă, dar am să reiau ideea, în sensul că munca domestică este o muncă care revine din nou pe umerii femeilor de cele mai multe ori și asta creează foarte multe tensiuni, munca ajunge să fie obositoare și neplătită și chiar există un studiu în care se arată că munca domestică care este neplătită, de fapt, acumulează foarte mulți bani care ar fi putut fi dați, de exemplu, femeilor sau soțiilor sau celor care fac munca aceasta de îngrijire a casei. Și atunci această exploatare se continuă pe mai multe paliere, dar, de exemplu, aceste norme de gen păstrează ideea că femeia trebuie să aibă grijă de casă și bărbatul trebuie să meargă și să lucreze. Acest lucru se întâmplă pentru că se face un shift de la probleme care sunt structurale către, sunt plasate către probleme individuale, adică probleme ce ar putea fi rezolvate de către sistem, acum sunt plasate în cărca individului pentru a păstra oarecare emergență și un fel de condiție în care ne este oferită pe tavă iluzia că putem să ne depășim condiția dacă urmărim toți acești pași și dacă ne dezvoltăm personal, doar că la finalul zilei nu e așa, nu se poate să scapi de sărăcie doar pentru că vrei. Și mantra preferată a influencerilor și a coach gurus sau cum să-i numim, este că dacă vrei, poți. Și sigur, aș vrea și eu acum să pice un sac de bani imediat în fața blocului, dar nu e așa, nu se întâmplă doar pentru faptul că vreau asta. Industria de beauty este o industrie care de cele mai multe ori ajută și are cumva scopul să ofere soluții pentru, nu știu, indivizi care se confruntă cu probleme dermatologice sau care vor să-și creeze o rutină de îngrijire a tenului, ceea ce este absolut în regulă. Doar că felul în care industria asta de beauty se incorporează atât de tare în marketizare, deja devine o problemă în care insecuritățile noastre pot să fie cumva vindecate dacă, de exemplu, cumpărăm nu știu ce cremă. Și lucrul ăsta este de obicei
întărit prin felul în care există diferite videouri cu vedete care ne iau la ei în dormitor sau în living ca să ne arate rutina lor de seară și de cele mai multe ori sunt folosite multe, multe produse care nu sunt neapărat folositoare și care doar sunt puse acolo ca să creeze profit și să facă lumea să cumpere. Și pe TikTok sau contentul sponsorizat a devenit atât de distopic încât de multe ori aceste videouri cumva dau iluzia de familiaritate în care avem impresia că mergem să cunoaștem o vedetă sau o persoană, dar de fapt ne este vândut nonșalant un produs la finalul zilei. Multe vedete de la noi și nu numai promovează, de exemplu, produse care cumva vând iluzia că dacă folosești nu știu ce ser sau cremă, vei avea aceleași rezultate ca și vedeta din reclamă. Doar că vedeta din reclamă de obicei are parte de fie de operații estetice, care absolut nimic neregulă cu ele, sau are parte de foarte mult machiaj în spate, însă devine o problemă în momentul în care este vândut o iluzie că dacă, de exemplu, folosești un ruj anume, poți să ai aceleași rezultate ca și vedeta care, de exemplu, poate are botox sau poate că are anumite injecții care este un rezultat a intervențiilor, a intervenției estetice. Și dacă cumperi acel produs, nu o să ai parte de aceleași rezultate, din păcate. Și, na, bineînțeles că standardele de frumusețe se schimbă de-a lungul societății și e prioritizată o anumită estetică în detrimentul celeilalte. Nu sunt neapărat niște imperfecțiuni, adică faptul că avem niște coșuri sau celulită nu e absolut nimic în neregulă. Însă industria beauty de multe ori vine cu rezolvarea că poți să eradicheze total celulita dacă le cumperi crema și serul și formula și așa mai departe. Și cumva industria beauty se agață foarte tare de imperfecțiunile sau insecuritățile femeilor pentru a le face să cumpere. Și pe lângă produsele beauty care se agață de insecurități și imperfecțiunile femeilor, avem parte și de aceste videouri de feminitate divină în care ne sunt arătate moduri în care putem să fim mai feminine, cum să ne aranjăm, cum să vorbim, în ce fel să sune vocea noastră sau cum să ne îmbrăcăm ca să emanăm energie feminină. Multe din produsele astea de beauty, cum menționam, sunt și foarte scumpe și greu, nu sunt foarte greu de cumpărat, dar sunt foarte scumpe și o întreagă rutină până la urmă arată cam cine poate să își permită să cumpere o astfel de cremă. Adică cred că, de exemplu, femeile de la țară ar vrea și ele să aibă parte de o cremă care să le facă să scape de ridurile sau alte chestii de pe ten pe care le au acumulate, nu știu, pentru că au muncit pe câmp, în soare sau așa mai departe și cu siguranță după o zi de câmp poate ar vrea și ele să vină să te dea cu un ser și să fie ca și când au băut din fântâna tinereții. Doar că nu așa stă lucrul. Până la urmă, îmbătrânirea este un proces foarte frumos și multe dintre noi poate, sau multe dintre bunicile noastre n-au avut parte, sau mame sau rude n-au avut parte de privilegiul de a îmbătrâni. Și este până la urmă și asta un cadou, să poți să ajungi la o anumită vârstă fără să fii distrusă de societate sau pur și simplu să îți fie luată viața. Oamenii se confruntă cu foarte multe probleme de-a lungul vieții și atunci încearcă să își găsească un fel de sens în viață, apelând, de exemplu, la aceste cursuri. Ne bazăm pe comunitate sau pe relațiile sociale care ne ajută foarte tare în viață. Și atunci, în momentul în care capitalismul și neoliberalismul ne spun să ne desurcăm singuri, se creează diferite alienări în societate care pot să ducă la, nu știu, depresie sau singurătate sau pur și simplu îți dai seama de-a lungul vieții că ceea ce ți-a fost priciuit până acum, de fapt, te-a făcut să fii într-un void al individualismului. Și multe tipuri de antreprenoriate de genul din companii vând exact ideea asta, că dacă vrei, poți și că te descurci singur și că trebuie să muncești ca să ajungi sus, care este doar un fel de
muncești acolo, nu contează că ești exploatat, cât timp aduci bani șefilor, ești util. Doar că cumva am pachetat ca fiind, faci de fapt munca asta pentru tine ca să avansezi. Asta este o teorie personală, dar cred că mulți oameni care vin din clasa muncitoare, eu inclusiv, avem tendința de a avea o rușine internalizată și am crescut cu ideea asta în care să nu spunem niciodată ce simțim, ca să nu deranjăm, sau să nu cumva să zicem câți bani avem în cont, că nu se știe niciodată. Și mereu este această idee că să nu deranjăm pe alții, să stăm în cutiuța noastră și din ideea de a ne conforma și de a fi utili societății, creștem cu rușinea asta de a ține totul pentru noi. Și atunci workshop-urile astea pe spiritualitate sau pe energie feminină sau masculină sau retreat-uri masculine, de foarte multe ori vin ca un fel de pansament, ca un fel de soluție, să zicem, culturală, la niște probleme mai mari, economice. Și dacă stați un pic să ascultați, de exemplu, anumite workshop-uri, multe chestii o să pară foarte cunoscute. În videoclipurile bazate pe energie feminină și divină, de cele mai multe ori sunt spuse aceste zicale sau aceste norme, cum că ca să deblochezi energia feminină, trebuie să fii grațioasă, trebuie să arăți într-un anumit fel, trebuie să ai grijă, trebuie să fii cumva. Energia masculină este de a face, să te duci la lucru, să, nu știu, să conduci o mașină sau să conduci pur și simplu. Pe când energia feminină e focusată pe a fi gingașă și drăguță și a avea grijă de casă, de obicei. Și atunci cred că vedem foarte clar că aici, de fapt, sunt niște norme de gen foarte bine stabilite și băgate din nou, doar că cu alt label. Pick-up artist, de exemplu, iar sunt foarte esențiale în procesul ăsta de a băga normele astea de gen înapoi în viețile noastre. De exemplu, pick-up artiștii care te învață ca bărbat cum să agăți, dar niciodată cum să păstrezi o relație healthy cu partenera ta. Despre cum bărbații sunt vânători și femeile sunt trebuie cucerite sau așa mai departe. Și despre pick-up artiști cred că n-are rost să mai intrăm în vorbă, pentru că deja s-au făcut diferite videouri, s-au făcut stream-uri pe Twitch, pe Twitch-ul de stânga, sau video de la Sexus vs. Barza, care e foarte, foarte bun. Și doar atât, vreau să spun că pick-up artiștii de obicei readuc această masculinitate toxică în spațiu public. În România, de exemplu, avem și influența bisericii, care se implică foarte activ politic în viețile noastre ca cetățeni și cetățene, și de foarte multe ori vedem cum se implică, nu știu, de exemplu, la protestele AUR, dacă vă uitați, tot timpul în spate sunt susținători care au pancarde sau cruci sau diferite simboluri religioase. Sau acum recent a fost un marș anti-abort la Cluj, în care anumiți reprezentanți ai bisericii erau și ei parte la acest protest. Protest la care se dădeau, de exemplu, baloane cu pro-viață și baloanele erau date de către copii la oameni cu mesaje de genul alege viața. Conceptul de feminitate cred că e urmărit de foarte mulți, foarte multe pe YouTube și pe TikTok. A devenit din nou un trend foarte popular în care ești învățată cum să te îmbraci, ce unghii să porți, cum să vorbești, cum să abordezi, și totul este de obicei concentrat pe a fi într-un anumit fel frumoasă și gingașă, adică totul să fie estetic, și este concentrat și pe ideea de a performa. De exemplu, un comportament care este foarte lăudat și pe care l-am întâlnit în diferite videouri pe care le-am vizionat, trebuie să mă uit la câteva, este ideea asta de femeia care trebuie să aibă grijă de ceilalți, să aibă grijă de casă, de bărbatul ei, ideea asta de mamă protectoare, de nurturing, de a avea grijă, de a face copii și a avea grijă de ei. Și dacă dați un pic la o parte coaja, pare să fie din nou o normă de gen care cred că am crescut cu toate cu ideea asta că trebuie să ne sacrificăm și să avem grijă de cei de lângă noi.
Și astea sunt pentru că patriarhatul și capitalismul au din nou acest discurs în care îl priciuiesc, fie prin standarde și norme de gen care sunt impuse la naștere, în care suntem socializați și socializate, fie prin aceste workshop-uri și videouri despre feminitate. Un alt exemplu în care feminitatea este lăudată este felul în care femeile trebuie să întrețină sau să se țină de un bărbat cu high values, cu energie crescută. Și de obicei, ăsta este un cod pentru bărbații care au bani, care pot să te ajute financiar. Dar dacă stăm un pic să ne uităm la discursul ăsta, putem să ne dăm seama că, de fapt, ceea ce laudă este să stea într-o relație care poate să fie cu imbalans sau cu, nu știu, abuz, fie domestic sau alte chestii, în care să depinzi de un partener. Ca și cum am fi iară în anii 40-50, în care dacă suntem independente, nu-i bine, ci dacă depindem de un bărbat financiar, aia e super. Îmi sună foarte cunoscut cu ideea asta în care de relații abuzive, în care o femeie, de exemplu, dacă vrea să iasă, va fi încurajată de societate să se gândească, să-l ierte, să înțeleagă, să rămână acolo și să fie ok. Ceea ce poate fi foarte periculos, pentru că, cel puțin în România, avem foarte multe cazuri de violență domestică și statistici pe femei care au fost omorâte de către partenerii lor casnici. Aceste valori, cumva, pot să fie un pic dăunătoare, în sensul că când se merge într-un fel de romantizare și idealizare a ideii de a păstra un anumit tip de bărbat care te-a ales pe tine, deja poate să devină dăunător. Și dacă, de exemplu, nu reușesc, există un pachet foarte mare de rușine, cum că n-au reușit să țină un astfel de bărbat, dacă, de exemplu, ieși din relațiile alea. Și pot să înțeleg că rușinea poate să fie un factor foarte mare în viețile noastre, în care fie ne poate face să ne gândim radical, să ne schimbăm viața, fie ne poate prinde și a ne bloca într-un anumit loc. Sunt foarte puține cazuri în care dai, nu știu, de un partener care are și statut financiar și deși iubește, dar cazurile alea sunt puține. Noi restul, dincolo de relațiile idealizate pe TikTok, în care, nu știu, bărbatul dă bani și tu poți face ce vrei, se află de foarte multe ori chestii pe care nu le știm, cum ar fi, de exemplu, că poate, nu știu, este șantaj emoțional la mijloc sau poate că partenerul îi reproșează tot timpul că nu se îmbracă nu știu cum sau că de ce te uiți la poștașul nostru nu știu cum sau tot felul de astfel de comportamente care pot să te epuizeze emoțional și dacă puteți, cel mai bine niciodată să nu depindeți de un bărbat, financiar cel puțin. Și mereu să aveți banii voștri, chiar și un leu. Că dacă se întâmplă ceva și trebuie să plecați, să aveți bani de un bilet. Listen here. Ascultați la Mutușix. Și aceste cursuri, la fel cum ziceam înainte, sunt foarte, foarte închegate cu religia și cu biserica din România. Pentru că multe dintre sfaturile primite la aceste workshop-uri de obicei sunt zicale, bisericești sau populare de a te supune bărbatului. Și dacă dăm un pic la o parte coaja acestor sfaturi, de multe ori sunt și foarte multe idei creștine sau idei religioase pe care le-am auzit crescând. Să te supui bărbatului, să faci să fie bine, să nu-l superi, că femeia trebuie să fie nu știu cum, XYZ. Când se întâmplă să reapară astfel de discursuri în societate, în mainstream, de obicei se întâmplă chestii economice mai mari sau politice. Și drept dovadă că, nu știu, de exemplu, în 2010 sau așa, tocmai intrasem în UE, erau niște schimbări, aveam iară parte de discursuri care să restabilească o ordine anume, când există confuzie. Și acum, din nou, în prezent avem, la nivel global,
foarte multe schimbări, de exemplu, recesiune economică. Avem parte de, nu știu, privatizări, poate, sau despre tot felul de austerități, despre pensii care, vârsta de pensionare care este crescută, Franța, de, nu știu, disponibilizări, de faptul că cresc prețurile la mâncare sau cresc prețurile la orice. Și atunci, pentru a restabili o anumită ordine și a crea ordine între cetățeni, reintră acest discurs despre energie feminină, masculină, despre tot felul de idei, ca să stăm fiecare în cutiuța lor și să reproducem forța de muncă, de exemplu, sau să fim încurajați să stăm într-o relație toxică sau să investim, să facem copii și așa mai departe, sau să avem grijă de alți membri ai familiei. Acum, o parte pozitivă ce o găsesc la aceste workshop-uri sau pe care am văzut-o este că se întâmplă, de exemplu, oamenii care se înscriu la astfel de workshop-uri sau sunt interesați de astfel de evenimente, pentru că pot să înțeleg raționamentul din spate. Pentru că, de exemplu, la anumite videouri la care m-am uitat, cel cu Andreea Raicu, foarte multe sfaturi, de fapt sunt foarte bune și mai ales pentru că oferă cumva niște alinare sufletească, pentru că multe dintre sfaturi sunt despre cum să ai grijă de tine și noi fiind socializate ca femei mereu să avem grijă de alții, sfaturi de genul ai grijă de tine poate să fie chiar foarte, foarte drăguț, poate să ajute, poate să fie un balsam pentru suflet. Sau, nu știu, să ai grijă de tine, să te prioritizezi, sfaturi pe care nu le auzim când creștem, ci auzim total reversul. Și atunci poți să înțeleg că poate să creezi un fel de conexiune între participante, un fel de empatie, sororitate, sfaturi, poți să înțeleg. La fel pot să înțeleg și de ce bărbații se duc în retreat-uri despre masculinitate, de a se regăsi și de a forma prietenii. Pentru că și la ei socializarea este să, nu știu, să nu plângă, să nu-și expune emoțiile sau așa mai departe. Și atunci când se duc în retreat-uri de genul, de cele mai multe ori dau afară toate emoțiile astea. Dincolo de faptul că sunt învățați alte chestii toxice, dar pot să înțeleg raționamentul acesta din spate și cred că știm foarte mulți, nu știu, prieteni, parteneri care ne-au spus la un moment dat că nu știu, că ei nu vorbesc niciodată cu prietenii lor cei mai buni despre faptul că sunt triști. Pur și simplu ies la o bere sau se uită la un match sau pur și simplu fac altceva, se joacă și asta este forma lor de bonding. Dar niciodată nu este, hai să povestim, hai spune-mi cum te simți, cum, de exemplu, femeile sunt socializate să facă și, drept urmare, au și niște prietenii mult mai valoroase și mai puternice pentru faptul că sunt vulnerabile emoțional cu prietenele lor. Deci cam astea ar fi gândurile mele despre energie feminină, energie divină, masculinitate, norme de gen care sunt reiterate în discursuri sau în sinele care este văzut spiritual ca fiind, de fapt, niște valori neoliberale. Deci da, de fiecare dată când o să auziți discursuri de genul, cred că cel mai bine e mereu să ne întrebăm ce este în spatele acelui discurs și oare de ce l-auzim acum? Sau la ce ajută? Pe cine ajută? Și da. De exemplu, la industria beauty mai avem parte și de tot felul de produse care sunt absolut inutile. De exemplu, cum să bei cu un anumit pai ca să nu faci riduri la gură. Mesajul meu de final este fix ăsta, că să ne punem mereu întrebări și să fim reticenți și reticente și reticentix când apar discursuri de genul din nou în public și până la urmă când auzim discursurile astea, pe cine ajută? Sau în ce fel ajută?
Și din nou, poate cele mai multe reiterează anumite norme, dar în anumite părți oamenii n-ar trebui blamați că merg la astfel de workshop-uri. N-ar trebui să fie shame-uiți că vor să se descopere. Pentru că, până la urmă, este un răspuns normal. În care trăim într-o societate în care ne alienează zilnic, în care suntem exploatați, în care muncim până la 6-7, în care venim obosiți acasă, în care nu mai avem timp de conexiune, în care nu mai avem timp de prietenii și prietenele noastre, de familie. So, yeah. Astea au fost gândurile mele de astăzi, sper că v-a plăcut. Ne mai auzim. Intrați pe Discord dacă vreți să aflați mai multe lucruri. Sper că sunteți bine, aveți grijă de voi și ne reauzim în fiecare miercuri, joi, / sâmbătă, sâmbătă pe Twitch, ne uităm la Moomin, fiți acolo, mulțumesc din nou pentru susținere, vă pup și aveți grijă de voi!